200.000 de recipiente din plastic au fost fabricate special pentru a fi umplute cu apă sfințită, pentru a fi împărțite credincioșilor de bobotează. Cred că în jur la 3-4 ore o persoană poate un sac din ăsta cu sticle, care am înțeles că sunt vreo 800 de sticle. Deci într-un rind susținut se pot eticheta cam în jur de 800 de sticle la 4 ore. Am venit pentru că am vrut să ajutăm, să împachetăm sticle și am venit cu familia mea. Pe fiecare sticluță este lipită o etichetă pe care scrie aghiazmă mare și anul în care s-a sfințit apa. Mai mari bisericii spun că apa sfințită rezistă chiar și până la 20-30 de ani. Se iau de obicei cam 8 zile, așa, și după aia, dacă îmi rămâne, ori o folosesc la stropit în casă când mi se pare ceva ciudat sau la flori. Să mă ferească de boli, să învăț pentru la școală, să pentru părinții mei, pentru sănătate. Apa sfințită e bună pentru tot anul, pentru casele oamenilor, pentru sufletele lor, pentru orice. Este foarte, foarte bună apa. Aghiazma aceasta este bună să o aibă omul în casă. Sticlele pregătite azi vor fi umplute cu aghiazmă din această noapte. Arhiepiscopia Tomisului va organiza sâmbătă dimineață o slujbă în fața catedralei, asemănătoare cu cea din ziua de bobotează. Atunci va fi sfințită apa, care mai apoi va fi îmbuteliată. Păi aghiazma se sfințește mai întâi în butoaie și în ajun se face prima slujbă de sfințire conform tipicului și apoi din butoaie este îmbuteliată în sticluțe respective. La sfârșit acele butoaie vor pleca pe bulevardele Constanței. La finalul slujbei de bobotează, conform tradiției, înalt preasfințitul Teodosie va arunca în apele reci ale mării 3 cruci de lemn. Peste 10.000 de oameni sunt așteptați la eveniment.